Mai are un frățior mai mic, dar atâta din niște oameni de cum să cade extraordinar. Nu vă puteți închipui. Și el după masă a venit de la cămin, i-a dus bunică, s-au venit prin parc. Dar ce ți-au zis? Ce-a zis bunicul? Ce-a făcut copilul? Nu știu nică, că ei toți au plecat la servici. Na, și copilul era cu bunicii acasă? Nu, era cu taică sau acasă. Eu îmbrăca să-i ducă la creșă. Pe amândoi. Și de pe balcon, de pe geamul de la balcon s-a dus. De pe geam, nu pot să-mi dau seama că eu dacă sunt aici, n-am știut, nu m-am auzit gălăgia pe scară. Și am zis, Doamne, ce s-a întâmplat? Și-a venit mama mea și-a bătut la ușe. Și atunci am ieșit și am văzut. Și a căzut pe plafon copilul? Da, tot noroc de la Dumnezeu a avut, că a căzut aici la etajul 1. Și foarte bine izolat, cu scârți din ăla gros. Și câți ani are copilul? 3 ani și ceva. Ce are și bunici, Doamne Dumnezeule, că niciodată nu... Să se fi jucat? Habar n-am ce s-a întâmplat cu el. Nu pot să-mi dau seama. În această dimineață, în jurul orei 7:30, am fost anunțat prin intermediul numărului de urgență 112 despre faptul că un copil a căzut de la etajul 3 pe strada Vasile Alexandrii din Baia Mare. La fața locului s-au deplasat medicii din cadrul SMURT cu un echipaj de terapie intensivă mobilă. Ajuns la fața locului, au constatat
că băiețelul era în stare de conștiință, a fost preluat și dus la Spitalul Județean pentru investigații și acordarea îngrijirilor medicale. Era conștient, deci nu era foarte grav, dar l-au transportat pentru mai multe investigații.